și câtă nedreptate. Pe planeta asta, mai milă de un frate, mai milă de o soră și de un copil. Mi-e milă și de mine, că știu că nu sunt umil. Ți-e milă și ție, ai sufletul bucăți. Oare bine că le pasă, trebuie să învăț. Să mă revolt, să pămâna pe un băț. Să-mi chid ochii, să dau cu el din colț în colț. Așa de început am trei lucruri să zic. Unu, big up, sucar pați. Doi, cred că a fost destul de emotional începutul ăsta de videoclip. Și al treilea, am chef să vorbesc și să beau cafea. Hai să o facem. Și ceva, Nescafe, dacă mă vezi, care ar fi șansele, nu știu, gen, promovează-mă. Hit me up, you know, țâr, țâr. Aici, alo. Bine ai clipit la acest videoclip. Ăsta e Mindful, eu sunt Andrei, iar astăzi voi vorbi despre ce înseamnă canalul meu pentru mine. Dar mă, întâi să vedem puțin cafea. Se poate observa fericirea în ochii mei, nu? Nu știu cum veți vedea videoclipul ăsta, dacă e dimineață, noroc. Dacă nu, noroc. Nu știu voi, dar eu unul sunt obosit. În ultimul timp s-au întâmplat foarte multe lucruri. Fie că sunt pe internet, fie că sunt la noi, fie că sunt peste ocean. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în același timp și cred că toată lumea e epuizată. Sau poate doar eu. Probabil știți deja biful de pe internet. Știți voi... Probabil știți scandalul despre... livestream-uri. My point is... Suntem înconjurați după ce că avem... toată pandemia asta de foarte multe informații negative și știri negative. Ideea e că noi ca oameni accesăm social media în general, YouTube, Netflix, HBO, toate platformele astea de streaming, ca să putem să ne destresăm din viața de zi cu zi, să ne uităm la un serial, să nu citim o carte. Glumesc, n-am chestia asta. Puteți să citiți cărți, puteți să nu citiți, eu tot vă iubesc. O, da, pentru că suntem 218, hai da noroc! Eu fac asta, voi faceți asta, intrăm pe YouTube. Depinde, poate să ne rezolvăm diferite probleme sau să găsim soluții, tot felul de informații, fie ele că sunt mai amuzante, mai interesante, mai stupide sau nu, intrăm pe YouTube ca să ne mai relaxăm. Pe YouTube sunt foarte multe lucruri bune și pozitive, dar ca în orice lucru care are părți bune, are și părți rele. Și cel puțin YouTube-ul românesc, eu unul cred că e foarte toxic. Aportul de content pe care mi-l iau eu de pe YouTube este de la YouTuber de afară, YouTuber mari sau YouTuber mai mici. Dar îmi place de fiecare dată când intru pe YouTube să văd ceva nou sau să învăț ceva nou. Dar cu toate astea nu pot să ignori faptul că în trendingul nostru sunt foarte multe lucruri. Atâta pot să zic, sunt foarte multe lucruri. Ideea mea de a avea canalul ăsta de YouTube a fost cam din anul întâi de facultate, dar nu aveam suficient curaj să zic să mă apuc și, well, sincer, nu-mi pare rău pentru că nu știam prea multe lucruri. Acum totuși sunt în anul 3, am căpătat diferite experiențe, știu mai multe lucruri, sunt mai încrezător, sunt mai stăpân pe mine și am putut să fac canalul ăsta, am putut să-l deschid sau am putut să-mi dau voie să pot să spun lucruri pe internet. Iar lucrurile pe care le spun pe internet, eu unul vreau să fie bune și vreau să împărtășesc pozitivitate, dar nu pozitivitate falsă. Să împărtășesc diferite perspective noi și să putem să vedem diferite lucruri. Să vedem diferite lucruri într-un mod diferit. Ne uităm la foarte multe lucruri, absolut foarte multe lucruri, dar de multe ori avem nevoie de o anumită perspectivă. Avem nevoie de o perspectivă nouă pentru a înțelege mult mai mult lucrurile. Am foarte multe idei de videoclipuri, nu știu ce să fac mai repede, dar vreau să spun că, cel puțin pe YouTube, din ce am văzut la YouTuberi mari, precum PewDiePie sau Casey Neistat sau nume mari în YouTube, nu știu dacă știți, dacă nu, Google them. PewDiePie a vorbit la un moment dat într-un videoclip al lui despre pozitivitatea forțată pe YouTube și, practic, în mare parte, contentul de pe YouTube trebuie să fie unul haios, trebuie să te facă să râzi. Pentru că dacă nu te face, practic, nu prea ai engagement în videoclipul respectiv, nu stai, dai click pe el, te uiți puțin și pleci. Cum ziceam mai înainte, practic intrăm pe YouTube să ne relaxăm și cum te relaxezi dacă nu poți să te uiți pe Netflix la un serial sau n-ai chef, cauți pe YouTube diferite lucruri care te destresează. Canalul meu de YouTube, să spun că este dedicat 90% psihologiei sau contentului despre psihologie, pentru că probabil 10% voi face și alte lucruri. Habar n-am ce, dar de ce nu? Iar videoclipurile mele, fie că este primul videoclip pe care l-am postat, cred că acum un an, sau ultimul videoclip,
că sunt puțin mai cringe sau că nu sunt, că am încredere mai mare în mine sau că nu am, informația respectivă a fost research-uită și am căutat cât mai mult și am dig down pe internet, în articole, în lucruri științifice, ca să pot să aduc o informație bună, un content bun. Cam practic despre asta e vorba pe YouTube, de content. Contentul meu vreau să fie unul bun și de calitate și oricine când intră pe canalul meu vrea să zică ok, am rămas cu ceva din videoclipul ăsta. Dacă am făcut asta până acum, mă bucur foarte mult. Și dacă ați putea să-mi dați puțin feedback, scrieți-mi în comentarii. Practic vreau să spun ce va fi de acum înainte pe canal sau ce a fost până acum pe canal. Pe canalul Mindful by Me a fost content despre psihologie și va fi content despre psihologie. Pentru că consider că avem nevoie să știm mult mai multe lucruri și niciodată nu strică să vedem lucrurile diferit sau puțin schimbat. Nu o să încerc să vând gogoși pe canalul ăsta. Nu am de gând să fac chestia asta. Am de gând să fac un content bun. I enjoy it. If you enjoy it and you watch it, I'm happy and thankful. Contentul meu vreau să fie zen. Contentul meu vreau să fie chill. Vreau să intri pe videoclipul meu și să te simți bine, să te simți bine ai venit. Let's enjoy it together. Pentru că dacă pe parcursul zilei ai avut momente mai nașpa, iar cuvântul ăsta nașpa cred că l-am folosit de foarte multe ori în videoclipuri. Și îmi place. Pentru că ți-aduce aminte că nu totul e roz și câteodată mai sunt și lucrurile mai nașpa. E normal să fie așa și fiecare încearcă să treacă cum poate prin lucruri. Eu unul îmi regăsesc puțin liniștea Netflix uitându-mă la seriale. That 70 Show, la mă uit acum, este absolut genial. Dar nu vreau să fiu rău, dar cam în general în YouTube românesc sunt foarte multe lucruri toxice sau foarte multe lucruri neadevărate. And I don't want that. Canalul ăsta e pe bune. We keep it real. You and I, tu, voi, eu, toată lumea. No BS, no fake news, nothing. Just a good talk. Iar așa pe final de video vreau să spun că ceea ce scrie în descrierea canalului, că sunt un student la psihologie care încearcă să facă diferite lucruri sau să-ți explice diferite lucruri. Well, that's me. Sunt student la psihologie. Încă. Poate sunteți mulți în situația în care n-ați putut avea o absolvire la liceu, o absolvire la facultate. Well, that sucks. Eu am avut o oarecare absolvire, a fost online și m-am bucurat foarte mult. Oarecare pentru că n-a fost fizică, dar au fost diferite lucruri bune și diferite lucruri grele în perioada asta. Dar cu toate astea am rămas cu vorbele dragilor mei profesori și nu cred că se va rezuma mai bine videoclipul ăsta decât prin propoziția asta. Guys, nu uitați să fiți oameni și dacă puteți să ajutați pe cineva, să o faceți. Ăsta a fost Mindful, eu sunt Andrei, nu uitați să dai un like, un share, un subscribe. 2020, we share, we care, man, keep it real. Bye! 2000 de kilometri, două zile. Pierd banii, pierd capul, pierd chile. Nu te fragile, când câinul nu ahile. Facem orice ca să nu vă pierdem inimile, iau. 2000 de kilometri, două zile. Pierd banii, pierd capul, pierd chile. Nu te fragile, când câinul nu ahile. Facem orice ca să nu vă pierdem inimile, iau.